Bătăile în cușcă au încins atmosfera la sala Olimpia. Pumni, genunchi, picioare și fete frumoase au fost ingredientele show-ului oferit de gala RXF MMA All-Stars disputat aseară la Ploiești. Startul a fost dat de sportivii ploieșteni, însă din păcate Dragoș Nicolae și Marius Pârâianu au pierdut fiind surprinși de adversarilor. Marius a găsit la vestiare motivele eșecului împreună cu antrenorul Iulian Ilie și partenerul de antrenament. El promite revanșa în 2017, mai ales că tatuajul Mike Tyson îl motivează întotdeauna. Mi-a plăcut foarte mult acest tatuaj. Din păcate nu sunt fan Mike Tyson, sunt fan Badr Hari, dar mi s-a părut interesant și de aceea l-am făcut. În main card, negumereanul a învins prin knockout pe Pâzlaru, călugărul s-a impus în fața lui Grec, iar israelianul Matan a fost primul străin victorios împotriva lui Vasinca. Una dintre cele mai gustate victorii a fost cea a minerului Pirtea, contra ungurului Gușvan. Au urmat eșecuri românești, Mitra și Preda învinși de englezul Barnett, respectiv britanicul Koneke. Cel mai rapid succes al serii l-a avut muntele Bihorului, Sandu Lungu, care l-a terminat în doar 30 de secunde pe englezul Painter. Vedeta luptelor din kickbox, Beni Adegbui, le-a ținut pumnii românilor, iar pe viitor se gândește să intre în cușcă. M-am bucurat că s-a terminat mai repede pentru că se putea complica dacă o lungeam prea mult. Și așa am atacat din prima tot ce am făcut, am să termin meciul repede. Unul dintre cele mai rapide, da. Exact, ar putea fi și o luptă cu Rico Verhoeven în cușcă. Până acum n-a reușit să-l înving, poate îl bag în cușcă și îl bat aici. Pe lângă Adegbui, gala s-a bucurat și de alte nume sonore ale genului. Promotorul Supercombat, Edi Rimia, antrenorii de box Titi Tudor, Ion Moroiță, dar și câțiva fotbaliști și suporteri ai Petrolului. Cântărețul Puia este fanul colosului Lungu, iar Amancio Paraschiv nu s-ar băga în cușcă. Toți aceștia au admirat hostesele. Bine, muzica cu sportul. După cum vezi, foarte bine. Adică cam... toți luptătorii care au intrat până acum au melodii din sfera asta, hip-hop, așa că se îmbină. Fetele, sunt foarte bine puse acolo unde sunt și își fac treaba așa ca la carte.